Internetul nu te ajută să-ți pledezi cauza, iar SMS-ul, ce să mai vorbim? Că acum înlocuiesc literele sau cu cifre. Și atunci trebuie să te obișnuiești cu această modalitate de comunicare. Dar după aceea, dacă nu știi să mergi în bibliotecă și să examinezi sursele reale, rămâi la un fel de eseuri din astea scuturate din mânecă, care se poartă așa de mult acum. Liceul înainte era bine ordonat. Înainte vorbesc până în 44. Se face atâta caz că regele Carol al II-lea n-a fost decât un afemeiat. Da, i-au plăcut cucoanele, e cert. Dar dincolo de asta, dacă nu venea al doilea război mondial, ar fi fost astăzi un mare rege, fiindcă a sprijinit cultura, cum n-a sprijinit-o nimeni. Televiziunea nu-ți făcea publicitatea de azi. Te chema, cântai, plecai. Astăzi e un factor nou care intervine, și anume scandalul sau propulsarea de către mass media. Și atunci poți să fii un mediocru și dacă mass media te-a propulsat, ești mare. Mass media astăzi te înalță sau te coboară, te poate zvârli în noroi, fără să ai niciun fel de vină. E adevărat că și înainte, câteodată când se mai cerea într-o ședință de partid, se mai discutau câte de lucruri din astea care cereau o mică îndrăzneală, nu mare. Zii tu, știi, dacă ieșea bine, noi toți în ședința de partid am făcut. Dacă ieșea prost, păi ăla a făcut-o. Da, asta e, ăștia sunt oamenii, cu ăștia depilăm. Nu înseamnă să dezarmăm noi. Nu dezarmez.